Un muncitor de la exploatarea minieră Berbeșteal 1 de la cariera al 1, Vâlcea, a suferit un accident de muncă despre care au apărut informații după câteva zile. Despre incidentul minier de la al 1 nu s-a știut nimic până când nu au apărut imagini pe rețelele de socializare legate de acest eveniment. Ele surprind intervenția salvatorilor profesioniști, echipajele de pe ambulanță și SMURD. Potrivit acestora, victima este un locătuș mecanic care are 44 de ani. Colegii săi susțin că bărbatul ar fi rămas să lucreze peste program în schimbul 2. Totul s-a derulat regal cu documente semnate. În condiții încă neclare, angajatul s-a ales cu ambele picioare fracturate, fiind transportat de urgență la spitalul din Râmnicu-Vâlcea, de unde a transmis ulterior că așteaptă să fie operat. În acest caz s-a deschis și un dosar penal de către poliție. Polițiștii au deschis acest dosar penal pentru vătămare corporală, instrumentat deocamdată de agenții locali. În plus, va fi verificat modul în care s-au respectat măsurile de siguranță muncă. Este al doilea accident straniu petrecut în ultimii ani în cariera al 1. Aceasta aparține de exploatarea minieră Berbeștea al 1, preluată de la complexul energetic Oltenia de către CET Govora.